În baza unor supoziții puerile, ei vin cu argumentul că acel mormânt din anul 1980 descoperit este exact acesta redescoperit în 2007. Dar vă spuneam că este o făcătură. Și de ce afirm acest lucru? Pentru că cutiile arătate de cei, sunt 10 cutii aparent cu legătură între ele, se află într-un muzeu. Intrăm și noi într-un muzeu și vedem o relicvă. Chiar astăzi am vizitat Biserica Evanghelică, erau câteva cripte. Ei, așa procedează acest Iacobovici. Intră într-un muzeu și mi-arată pe un raft, cum arăt eu acea carte. Uitați, aici este Iisus, fantastic, extraordinar și cominic așa. Și right next here, adică exact lângă el, Iosa, fratele lui Iisus. Deci o parodie. În plus de aceasta, cele 10 cutii găsite de ei sunt absolut goale. Deci le arată goale. Și aici aș face o mică paranteză legată de ADN, că s-a spus că s-a făcut o probă de ADN cu carbon 14 și așa mai departe. Deci arată exact cum s-a făcut proba, s-a desfăcut o cutie, presupunându-se că aparține unui Iisus, au râcăit un pic pe fundul cutiei. Ce se întâmplă? De ce erau cutiile goale? Deci este o logică. Este o logică aici. Nu permite vrei de mici, de 8.000, de 9.000 de ani, ca osemintele unuia, fie el oricare, să fie mutate de colo-colo. Deci este un sacrilegiu. N-ai voie să te atingi de oase. În 1980, când a fost șantier arheologic, acele oase au fost depuse undeva, la grămadă. Deci, prin urmare, cutiile goale, zac undeva, undeva într-un muzeu, cum spuneam, al autorității de antichități izraeliene. Bun. Cum spuneam, s-a răcăit pe fundul cutiei, s-a luat o probă de praf, numai ADN nu cred că au găsit acolo, și au făcut o probă între această cutie, presupunându-se că aparține unui Iisus, cu o altă cutie aparținând Mariei Magdalena, cu o inscripție în greacă, o cutie mult mai mică, nu se asemăna cu aceea, se presupunea doar că ar fi din același mormânt. Și au descoperit, fantastic, extraordinar, au descoperit că cele două cutii nu au același ADN. Vă dați seama ce mirare mare. Și din acest rezultat al experimentului, au ajuns la concluzia că cei doi au fost căsătoriți. Deci cum cu mijloacele științei, cu instrumentele științei, tu îmi demonstrezi ce nu este? Arată prin știință ceea ce este. Că așa și eu puteam să trag concluzia, concluzie din aceasta, eu știu, chiar total deplasată. De aceea spun, cu mijloacele științei încearcă să demonstreze ce? Ceva ce nu e. Destul de îngrijorător ce se întâmplă. Mai mult de atât, acest Iacobovici recunoaște că demersul său provine din, sau este inspirat de codul lui Da Vinci. Recunoaște, am văzut într-un interviu de pe internet, nici mie nu mi-a venit să cred, dar am spus, da, suntem inspirați de codul lui Da Vinci și mai mult de atât vrem să demonstrăm că Iisus și Maria Magdalena au avut un copil. El spune că a fost pe acolo o raclă mică a unui copil și așa mai departe. În codul lui Da Vinci se vorbește de o fetiță. Total aberații. Vreau să vă spun despre acest Iacobovici că prin 2003, aici am făcut-o printr-o cercetare personală și mergând pe niște publicații străine, în 2003 a venit tot așa cu o bombă mare de presă. N-a explodat și la noi România. Este vorba de găsirea unui sarcofag pe care scria Iacob, fiul lui Iosif, fratele lui Iisus. Wow! Da? Deci prin asta fratele, deci întotdeauna ei, acești hulitori ai creștinismului, când folosesc acest cuvânt fratele, acest apelativ, vor neapărat să spună că Iisus a avut frați de sânge, ca să continueze pe Maica Domnului. În fine, a venit cu acest sarcofag, tot așa s-a făcut o mare iure și a fost o carte, mii și mii de articole, sute de mii de articole pe internet și așa mai departe. S-au făcut câteva minime cercetări și cineva a demonstrat că acea inscripție fratele lui Iacob era recentă. E ca și cum aș duce într-o peșteră și m-aș semna acolo sau aș scrie ceva. Deci era recentă acea inscripție scrijelită pe... Și prin urmare, el a fost, acest Iacobovici a fost denunțat. Acest sarcofag este un fals și acest sarcofag apare în ecuație
apare din nou, apare între cele 10. Este o nerușinare. De unde l-a procurat Iacobovici, ca să vedeți ce instrumente ale științei are fantastice. S-a dus la un negustor de antichități, cum intrăm noi într-un magazin de antichități, și a văzut o cutie pe care scria Iacob, fiul, da? Fiul lui Iosif, fratele lui Iisus. Și a cumpărat frumos cutia și a prezentat-o publicului larg. Uitați aici ce mare descoperire am făcut eu. Și nu vă mai spun de ce metode științifice are acest Iacobovici. Căutând pe Google, a găsit această inscripție. Într-adevăr, s-a găsit o inscripție Mariamne, ceva în limba greacă. Și căutând pe Google, a găsit un profesor care a ridicat o teorie fantasmagorică despre această Maria Magdalena și, în fine, și aici sunt multe de discutat, am zis că o să fiu un pic mai scurt. Ce se întâmplă? Nu putea fi găsită Maria Magdalena în aceste 10-12 cutii. Pentru simplul fapt că Maria Magdalena, și cred că era bine dacă era fratele Danion aici, ca să ne confirme, are moaște și o tehnică sfinte la Muntele Athos. Dacă a fost cineva la Muntele Athos, această racla Mariei Magdalena are un dar deosebit. Se spune că este tot timpul caldă. Te atingi de racla cu sfintele moaște și aceasta este caldă, spuneau cei de acolo, locuitorii de la Athos, pentru faptul că Maria Magdalena este cea care l-a văzut primul pe Iisus înviat. Și aș putea continua la infinit, dar aș dori din suflet să lăsuiți cartea și să o citiți. Costă foarte puțin și față de munca de un an și jumătate depusă, eu zic că merită efortul să o lăsuiți, să o citiți. Este foarte dinamică, e ușor de citit, eu zic că într-o oră și jumătate n-aveți ce face. Mai vin în această carte cu zeci și poate sute de dovezi despre învierea Mântuitorului. Aici chiar n-ar fi multe de discutat. Mântuitorul a înviat și trebuie să credem în asta, prin faptul că dacă nu credem acest lucru, înseamnă că nu suntem demni să fim creștini, pentru că toți înviem, toți avem acest dar de la Dumnezeu, învierea sufletelor. În rest, nu știu, poate domnul Lucian, ca organizator, să mai spună două cuvinte. Am înțeles că vom avea și un concert minunat cu câțiva copilași. Vă mulțumesc din suflet că ați fost prezent aici și, cum spuneam, cartea poate fi găsită la standul editurii Agaton cu doar 5 lei, o reducere, o spun cu mare sinceritate, numai costul de tipar ar fi 10 lei, dar facem eforturi ca acest mesaj al nostru, cum spunea și fratele Laurențiu, să ajungă la creștini, să ajungă unde trebuie, să ajungă în primul rând în inimi, că de aceea scriem de la suflet către suflet, nu ca să fim lăudați, să fim în uniunea scriitorilor, să ne laudăm și așa mai departe. Mulțumesc din suflet!